Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți reamintește cetățenilor că în data de 1 martie 2023, în județul nostru se va relua exercițiul național de alarmare publică denumit generic Miercurea Alarmelor, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru testarea și verificarea sistemului de alarmare în situații de protecție civilă. Prin desfășurarea acestui exercițiu se urmărește verificarea mijloacelor de alarmare, îmbunătățirea timpului de răspuns din partea autorităților publice și, nu în ultimul rând, pregătirea populației pentru cunoașterea semnificației semnelor de alarmare. Reamintim principalele semnale care trebuie cunoscute de către populație. Alarmă la dezastre, 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Prealarmare aeriană, 3 sunete a câte 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Alarma aeriană, 15 sunete, a câte 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele, și încetarea alarmei, un sunet continuu de aceeași intensitate cu durata de 2 minute. La nivelul județului Mehedinți există 28 de adăposturi de protecție civilă, 19 dintre acestea fiind publice, iar 9 private. În timp de pace, adăposturile publice de protecție civilă, cu excepția spațiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinații, cu respectarea normelor tehnice, însă, în situații de urgență, deținătorii și utilizatorii acestora au obligația de a elibera maximum 24 de ore cu informarea prealabilă a centrelor operaționale din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.